Bună tuturor! Am pregătit astăzi pentru voi una dintre cele mai iubite rețete de pe mesele din România și anume tocănița de cartofi cu carne de porc ardei capia și bineînțeles o grămadă de condimente. Este o rețetă pe care englezii o numesc comfort food pentru că e genul de rețetă și de mâncare care te încălzește așa cumva pe interior atunci când o mănânci și ne aduce tuturor o grămadă de amintiri plăcute. Sper să încercați și voi această rețetă pentru că este delicioasă și foarte ușor de făcut. Așa că vă invit să o urmăriți în continuare. Pentru această rețetă o să folosim 1 kg de cartofi tăiați în cuburi, 500 de grame de carne de porc. Eu am fleică de porc, dar puteți să folosiți pată, ceafă, pulpă și alte tăieturi dacă doriți. 3 cepe tocate mărunt, 3 ardei capia și ei tocați, dar în bucăți mai mari. O să folosim foi de dafin, o linguriță cu boia de ardei dulce, una cu cimbru, 4 căței de usturoi, 300 de ml de suc de roșii. Eu am un suc de roșii din acesta mai gros cu pulpă, ulei de măsline, sare și piper după gust. Voi condimenta carnea de porc cu sare. Există persoane care spun că nu este ok să condimentez carnea cu sare înainte de prăjire pentru că în felul acesta se întărește. Eu nu sunt de acord cu chestia asta pentru că mi se pare că dacă nu sărez carnea de dinainte să o rumenesc, mi se pare că nu se sărează cum trebuie, chiar dacă sărez ulterior toată mâncarea, de aceea pun sare în contact direct cu carnea. Este o preferință personală și oricum voi fierbe timp îndelungat tocănița astfel încât carnea să fie moale. Am încins aici o cratiță în care urmează să gătesc tocănița și am să pun puțin ulei de măsline. Am să adaug carne. Și am să las carnea să se rumenească pe toate părțile timp de 10 minute. Chiar dacă dorim să pregătim o cantitate mai mare de mâncare, este important să nu punem toată carnea deodată, ci mai degrabă să o rumenim în tranșe, pentru că dacă adăugăm prea multă carne deodată într-o cratiță cu diametru mai mic, aceasta se va înnăbuși și se va fierbe, nu se va rumeni. Bucățile mele de carne s-au rumenit foarte bine pe toate părțile și acum le voi scoate într-un castron. În grăsimea rămasă în cratiță am să călesc ceapa și ardeiul timp de 5-6 minute. Tot acum am să condimentez legumele cu puțină sare. Ceapa și ardeiul s-au călit foarte bine, am să pun acum cartofii. Am să-i amestec și am să-i las timp de 10 minute. Am să condimentez acum cu sare, cu piper, cimbru, boia de ardei dulce. Punem și foile de dafin, usturoiul pe care am să-l trec prin presă. Voi amesteca totul foarte bine. Miroase delicios a cimbru și a usturoi și a ardei, o să fie o mâncare extraordinară. Va trebui să adaug acum apă caldă, eu am să adaug aproximativ o jumătate de litru, dar în funcție de diametrul crătiții pe care o folosiți, puteți să adăugați mai mult sau mai puțin. Ideea este că apa trebuie să fie cam pe la nivelul cartofilor, nu trebuie să fie foarte multă apă. Am să pun înapoi și cubulețele de carne. Voi acoperi acum cratița cu capac și voi lăsa tocănița să fiarbă la foc potrivit timp de 45 de minute. Dragii mei, tocănița mea a fiert timp suficient, acum am să-i dau jos capacul. Mamă, ce bine arată! Am să o amestec puțin. Ia să vedem dacă sunt bine fierți cartofii. Și sunt foarte bine fierți. Acum am să adaug sucul de roșii. Și am să mai las tocănița să fiarbă timp de 10 minute fără capac, astfel încât sosul să scadă puțin și bineînțeles am să o gust de sare și de piper. Dragii mei, tocănița mea de cartofi cu carne de porc și ardei capia este gata. Vă sugerez să o serviți alături de murături. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram. Gătește ușor! Vă urez poftă bună!